Continuăm lecția de astăzi despre Jaguna și mă uitam acum la Mircea, studiam așa cum stă, cum și-a pus ceasul stil nemțesc pe masă să vadă cât e, cum merge, câte minute sunt, cum se pune pe... Deci un om care studiază foarte multe lucruri în detaliu. Cartea asta îi apare așa că apare de undeva și e o carte sinteză, îi spun eu, și are 10 studii, ele par așa ușoare, dacă te uiți ce bibliografie are, ce note, eu îi spun domnul notă de subsol. Deci când te uiți în carte, este paragraful la 3 paragrafe, sigur e o notă de subsol, sigur te duce undeva, sigur mai are o referință de făcut, sigur mai are ceva de spus pe marginea unei idei pe care o susține. De aceea cred că noi ar trebui să avem în vedere astfel de oameni și să-i cultivăm în măsura în care îi cunoaștem. Și măsura în care cunoaștem munca lor. Cartea asta apare după 15 ani de muncă legată de Jaguna și nu o muncă ușoară. Pentru că a cerceta arhivele de la Viena nu este o muncă facilă oricui. A cunoaște câteva limbi de circulație care te ajută să fii în măsură, chiar nu este, chiar și în ziua de astăzi, nu este chiar pentru oricine. Apoi a scrie atâtea studii și a face 2 doctorate, nu e chiar pentru oricine. De aceea se recomandă prin ceea ce face, prin ceea ce se pregătește de zi cu zi. De zi cu zi să citești, dacă îl vorbești cu el la telefon, 3 sferturi dintr-o discuție este legată sigur de un subiect de istorie. Nu contează ce. Nu contează cine, ce, unde a făcut, nu mai contează numele neapărat, dar contează că s-a întâmplat ceva. În epoca aceea, în situația aceea, în datul acela istoric, despre care noi astăzi trecem cumva relativ prin lucruri, pentru că nu le mai cunoaștem. Asta este părerea mea, poate că nu este cea mai bună părere în sensul, dar e o părere care nu susțin. Necunoscând lucrurile în amănunt, relativizăm totul și cred că asta este un mare pericol în care trăim. Această formă de globalizare presupune și această formă de tâmpenie sau de tâmpițenie a omului, care nu-și mai găsește de fapt sensul identitar, pentru că nu-l mai caută, de fapt nu are nicio problemă. Pentru că nu e o problemă ce se întâmplă cu țara lui. Dacă l-am fi întrebat pe Jaguna la momentul ăla despre identitate, ți-ar fi spus cu totul altceva. Cu toate că e român, cu toate că vine din 3-4 culturi diferite, cu toate că vorbește 4 limbi de circulație, pe lângă latină și greacă, mă gândesc că avea un substrat. De aceea n-aș vrea să vorbesc foarte mult, că e suficient dacă se va apuca Mircea să vorbească, că ne va ține, sper să ne ții un pic de vreme. Dar eu voi da citire unui text scurt, pe care l-am, de fapt, am scris o cronică la această carte și aș vrea să spun doar câteva cuvinte ca să înțelegem amvergura acestei personalități. Pentru amvergura portretului său, al lui Jaguna, e necesar de amintit portretul jagunian pe care creionează domnul Abrudan din toate scrierile și acțiunile mitropolitului, convins fiind de faptul că Jaguna aparține unei culturi care se extinde dincolo de hotarele Transilvaniei și ale monarhiei Habsburgice, cuprinzând atât principatele române, cât și comunitățile românești din Balcani. Autorul ne amintește câteva direcții. 1. Apelurile mitropolitului către frații ortodoxi din Principate pentru refacerea comunităților ortodoxe ale eparhiei ardelene, după pagubele suferite în timpul Revoluției de la 1848. 2. Difuzarea cărților bisericești, a celor teologice și a telegrafului român, publicate în tipografia arhidiocezană din Sibiu, în toate colțile locuite de români. 3. Colecta amplă derulată în vederea construirii unei catedrale la Sibiu, care a vizat în proiectul inițial nu numai monarhia domnului Danubiană, ci și principatele dunărene, Muntenia, Moldova și Serbia. 4. Legăturile sale permanente cu ierarhi și patrioți din țara românească și Moldova. 5. Interesul său pentru mișcările literare românești din monarhie, dar mai ales pentru cea inaugurată de Societatea Junimea de la Iași în 1863 și pentru Societatea Academică Română de la București, al cărui membru de onoare a devenit în 1871. Ar mai fi de adăugat în acest context viziunea sa ecleziologică transpusă în practică prin statutul organic, o veritabilă constituție bisericească care a reglementat organizarea și funcționarea vieții ecleziale prin participarea mirenilor în treburile ei la toate nivelurile, ceea ce astăzi se pare că nu se mai întâmplă la același nivel, dar despre aceste lucruri lăsăm pe domnul Mircea să ne spună câteva cuvinte mai multe. Te rog. Mulțumesc, preacucernice părinte,
și prea onorate, părinte, să folosesc un limbaj șagunian. Și onorat auditoriu, în primul rând vreau să mulțumesc părintelui Cristian și părintelui Protopop Benga pentru invitație și pentru ospitalitate, dumneavoastră pentru că v-ați răpit în această seară, când poate ați fi făcut altceva, acest timp prețios să fim împreună și să ne aducem aminte cu admirație, așa cum a spus și domnul profesor, de mitropolitul Andrei Baron de Șagună. Eu mă gândisem desigur la un plan ce să vorbesc, dar acum am fost un pic deturnat de intervențiile antevorbitorilor și sper că o să încerc să mă ridic la nivelul pe care dânsii cel puțin l-au descris. Odată un răspuns la întrebarea de ce o nouă carte despre Andrei Șagună. Și aici m-aș duce la un argument personal, dar și la un argument ce ține în general de conștiința aceasta a umanistului, să-i spun așa. Personal, pentru că în urmă cu 15 ani, profesor Nicolae Bocșan de la Universitatea Babeș-Bolyai, pe atunci rector, aflând că eu sunt student la teologie, dar și la istorie, pentru că făceam un curs cu domnia sa, dar cunosc și limba germană, mi-a făcut o provocare. Uite, ai vrea să scrii o teză de licență despre relațiile lui Șagună cu Sașu? Cunoști limba germană, ai făcut paleografie germană, deci ai putea accesa sursele, informațiile la firul ierbii? Și am zis, da, domnul, am acceptat. Și de atunci s-a dezvoltat o admirație față de personalitatea acestui mare om, care s-a transformat într-o pasiune. Cred cu tărie că nu poți să faci, nu doar istorie, dar și alt domeniu care nu-ți aduce neapărat multe satisfacții, nici financiare, dar nici o recunoaștere, să zic, publică, dacă nu ești cu adevărat pasionat, dacă nu ai, cum spunem în termeni teologici, vocație. Trebuie să existe o vocație a cercetării care presupune seriozitate, onestitate și o anumită deprindere, nu doar profesională, ci și sufletească față de subiectul, tema pe care tu dorești să o abordezi, să o dezvolți, să o discuți. Deci această provocare și, cum vă spuneam, pe cum a trecut timpul, nu o ascund asta, pentru că chiar dacă unii istorici spun că trebuie să fii obiectiv, nu cred cu adevărat că există istoric obiectiv ca un calculator. Nu poți, că suntem oameni. Apoi, este un al doilea argument, care desigur are de-a face și cu această comemorare rotundă. 150 de ani de la moartea lui Șagună s-au împlinit în 28 iunie anul acesta. Și am zis, nu poate să treacă acest moment fără să-l marchez și eu printr-o carte. Pe de o parte. Pe de altă parte, este ceea ce domnul profesor ar putea dezvolta mai bine decât mine, acea necesitate ca cu fiecare generație, ar fi în mod fericit asta, marile cărți sau mari autori să fie traduși, retraduși, reaccesibilizați. Pentru că limba se dezvoltă, pentru că trăim în context istoric, social, diferit, literar diferit. Și ai nevoie ca povestea sau ca o carte, ca o operă mare, să-ți fie readusă, reaccesibilizată pe limbajul noi generații, să spun așa. Deci acestea ar fi explicațiile care stau în spatele sau la fundamentul acestei lucrări. Despre Șagună, da, s-au scris multe studii, articole, sunt peste 2000 de titluri, unele științifice, altele encomiastice, altele de panegirice, apreciative, laudative. S-au scris câteva monografii care îl studiază din perspective diferite, adică tratează subiectul Andrei Șagună dintr-un anumit background, să-i spun așa. A fost pomenit Nicolae Popea, care a fost ucenicul lui Șagună 20 și un pic de ani, a fost un apropiat de Șagună, de aceea în critica istoriografică se spune că lucrarea lui e mai mult o hagiografie, dar ea este și un izvor
de fapt, cu privire la viața lui Șaguna, pentru că el acolo descrie cum Andrei Șaguna se comporta, cum Andrei Șaguna mânca, cu cine discuta, ce fel de viață ducea, care era programul lui de rugăciune, cum interacționa cu contemporanii lui. În ceea ce privește, să știți, aici aș face o paranteză, viața lui intimă și de rugăciune, mai ales, știm foarte puține lucruri. Spre deosebire, poate, de epoca în care trăim astăzi și suntem obsedați, poate uneori, de imaginea noastră publică, cum ne percep ceilalți, de aceea și Facebook-ul, nu? Și o fabrică de narcisism, a numit-o la un moment dat cineva. Andrei Șaguna, din punctul acesta de vedere, a fost un om foarte, să-i spunem așa, pudic. El nu a lăsat, nu a transmis, nu și-a cultivat personalitatea, cultul. Nu a încurajat așa ceva. Aici ar avea foarte mult de învățat, inclusiv ierarhii bisericii noastre, din acest model. Închid paranteza. Personalitatea aceasta a lui, deci Nicolae Popea, Ioan Lupaș, care scrie o lucrare de istorie, o abordare pe surse, într-un stil al epocii sale, pozitivist, descriptiv, care aduce foarte multe noutăți, dar care, datorită epocii, a trecut printr-o anumită cenzură, despre care cunoaștem din terțe de la terți, cu privire la nașterea cărții respective, la publicarea ei, la premierea ei de către Academia Română, la devenirea lui Ioan Lupaș, un tânăr de 30 de ani, membru al Academiei Române, din postura de protopop de Săliște, 1909. Apoi avem o carte extraordinară care rămâne în picioare până în ziua de astăzi și care este de neocolit pentru cine dorește să cunoască istoria românilor din Transilvania în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, și anume lucrarea savantului american Kit Hichens. Kit Hichens n-a fost oricine și astăzi sunt unii care îl compară cu un anumit istoric austriac, a spune că săvârșesc în pietate la adresa acestui mare savant, care a fost în primul rând un om de știință și în al doilea rând un om onest, iar în al treilea rând un adevărat prieten și ambasador cultural al României. Kit Hichens, care a trăit aproape 90 de ani, s-a stins în 2021, în noiembrie. Un om care și-a susținut teza de doctorat, nu oriunde, ci la Harvard University. Da? Deci vorbim de una de universitate care este în top 10 mondial și care și-a tipărit teza, apoi tot la Harvard University Press, în 1973. A fost tradusă în limba română de Părintele Aurel Jivi și e publicată la editura enciclopedică, are două ediții, 95 și în 2016. Și care tratează personalitatea lui Andrei Șaguna mai ales din perspectiva omului politic, lider al națiunii. Cum a schimbat, cum a redat, să zicem așa, Șaguna demnitatea unei națiuni, valorificând în principal aceste două idei forte, naționalitate și ortodoxie, care definesc personalitatea lui Șaguna, care au fasonat-o, să spunem, personalitatea lui Șaguna. Apoi este o lucrare a unui teolog sas din Transilvania, actualmente episcop de Halle-Wittenberg, Johann Schneider, care îl evaluează pe Șaguna din perspectivă teologică, adică opera lui. Care sunt fundamentele teologice, scripturistice ale acestei opere și activități? O carte tot la origine o teză de doctorat, iară nu la orice universitate, ci la Universitatea din Erlangen, Nuremberg, 2004, tradusă în limba română în 2008, de Părintele Ioanică de la Sibiu, sub titlul de Ecleziologia Organică a Mitropolitului Andrei Șaguna, care ar trebui să fie o bibliografie obligatorie, mai ales pentru preoți și pentru teologi. Și desigur este lucrarea Părintelui Mircea Păcuraru, de binecuvântată memorie, din 2012, care este un fel de biografie exhaustivă a vieții și activității operei Mitropolitului Andrei Șaguna. Eu nu am avut de gând să fac așa ceva.
Eu am scris diferite studii care fie mi s-au cerut, fie le-am redactat pe baza materialului inedit pe care l-am găsit în arhive, pentru că vreau să vă spun că până la ora actuală, cred că cel puțin de pildă din corespondența lui, cam 60% este inedită. Deci putem vorbi de multe lucruri noi care pot fi spuse despre Șaguna. Părintele Oltean, care aici de față a publicat corespondența lui cu protopopiatele, cele trei, de aici de la Brașov, iar la Cluj a existat o echipă coordonată de domnul profesor Bocșan, care a publicat 5 volume în 6 tomuri, corespondența lui Andrei Șaguna cu ierarhia românească, sârbească a epocii sale, și corespondența lui Șaguna cu 5 protopopiate din nordul Ardealului. Deci avem 5 protopopiate plus astea 3, 8. Și gândiți-vă că arhidieceza în epoca lui Șaguna a avut 43 de protopopiate. Deci de lucru este în continuare. Ca să nu mai vorbesc de corespondența lui cu miniștrii de la Viena sau de la Budapesta, cu apropiația lui, de pildă, suntem în zona Brașovului, vă dau un exemplu, Ioan Cavaler de Pușcariu, care era din Bran, fratele lui Ilarion, și care a fost cel mai bun prieten al lui Șaguna. Sau, mă rog, omul în care Șaguna a investit foarte multă încredere. Intimul, cum apare în scrisori, și 40 și ceva care se păstrează în Biblioteca Academiei Române din București. Și unde vezi un Șaguna, mai ales în ultimii 3 ani de viață, care suferă, nu-l vezi pe lider, nu-l vezi pe omul acela impecabil, care se prezenta fără niciun fel de complex de inferioritate în fața curții sau în fața aristocraților maghiari sau în fața patriciatului săsesc sau în fața ierarhiei sârbești, pentru că tuturor le vorbea impecabil limba, ci vezi un Șaguna deznădăjduit, vezi un om bătrân care se simte dat la o parte, marginalizat, judecat pe nedrept. Și spune la un moment dat și cuvinte destul de grele, și acolo se vede sufletul lui și, de fapt, în intimitatea omului. Aceste lucrări sunt toate de recomandat, sigur, unele nu se mai găsesc, dar cine e curios poate să caute prin biblioteci, prin arhive și le va dobândi. Dar eu am vrut să-l aduc dintr-o altă perspectivă, nici, să zicem așa, ultra-bisericească, nici ultra-istoriografică, deci nu pentru un public de specialitate, fie că vorbim de istorici sau de preoți, ci să-l aduc largului public, celor interesați de istoria noastră, celor interesați să descopere cine a fost acest ierarh, cine a fost acest lider, cine a fost acest cap al națiunii, cum îl numea la un moment dat vicecancelarul Transilvaniei, baronul Reichenstein, care, trimițând corespondență cancelarului și împăratului în contextul dietei de la Sibiu 1862-1864, spune că liderul de netăgăduit al românilor este episcopul Șaguna și el trebuie câștigat de curte pentru cauza sau pentru direcția înspre care curtea dorește să împingă sau să direcționeze lucrările dietei. Ce era această dietă? Era un fel de parlament al Transilvaniei, care pentru prima dată în istorie a dat o serie de legi care recunoșteau națiunea română în egal îndreptățită din punct de vedere național-politic și confesional-religios cu celelalte națiuni, trei, unguri, sași și secuii, respectiv confesiunea ale Transilvaniei catolică, luterană, calvină și unitariană. Alte surse, tot austriece ale epocii, de pildă a poliției, la fel, îl numesc un om care exercită o influență covârșitoare, și zicea un comisar de poliție de la Sibiu, periculoasă asupra guvernatorului Schwarzenberg. De ce periculoasă? Detalia tot în aceea scrisoare către ministrul poliției, contele von Fichtenstein, pentru că cu ocazia banchetelor sau meselor pe care le organizează la episcopie în mod regulat, la care participă guvernatorul, deci principele Johann Karl Fürst zu Schwarzenberg, fratele primului ministru al Austriei, și tezaurarul Transilvaniei, plus generalul comandant al trupelor austriece ale Transilvaniei, deci ar spune guvernatorul, ministrul finanțelor și superiorul militar,
La Episcopia Ortodoxă se joacă cărți, desigur se creează o anumită atmosferă. Episcopul Baron utilizează aceste momente pentru a înainta sau a sugera, a recomanda acestor trei diverse persoane ale lui de încredere a fi numite în anumite posturi cheie din administrația locală, regională și centrală a Imperiului. Și prin asta, probabil la momentele când are nevoie, el va apela la respectivii să ajute cauza pentru care face apel. Deci, cu alte cuvinte, el a avut o politică coerentă. Și de aici am avea de învățat factorul politic. Foarte mult din această gândire extraordinară a acestui om. Cu aceasta aș încheia prima parte a intervenției, care cumva nu la care nu mă gândisem, dar am fost provocat. Și eu aș fi dorit să vă pun în față, așa într-o mică conferință, primul capitol al cărții, care dă și titlul cărții, această biografie culturală. Ce înseamnă de fapt această biografie culturală, nu? Cu ce se deosebește, să zicem, de o biografie, de o monografie clasică, pe care o dedicăm unui om politic, unui om al bisericii, unui literat, unui muzician, unui pictor, etc. Unei personalități. Se diferențiază prin faptul că nu-și propune să epuizeze personalitatea respectivă, ci să scoată în relief dimensiunea lui intelectuală, anvergura lui culturală. Și are o serie de subcapitole sau de pași pe care am mers, și anume originea, familia și educația. Ar fi foarte, a spune, de actualitate în ceea ce ne privește pe noi ca români, români din România și ca români europeni, cetățeni ai Europei. Să ai o familie în care te naști și în care ești plămădit, unde primești sau ți se transmit în mod firesc, nu propagandistic, o serie de valori care țin apoi de ființa ta și care, indiferent de ce vânturi ar bate din stânga sau din dreapta, nu pot fi dezrădăcinate de acolo. Astea le primești, așa cum spune el la un moment dat, referindu-se la limba maternă, că le-a asupt-o de la sânul mamei sale. Sigur că nu era limba română pe care o vorbim noi astăzi, că era dialectul armân sau macedon, macedo-român, adică acea romanitate orientală care s-a format la sudul Dunării și care, datorită migrației slavilor, a așezării slavilor în peninsula balcanică, a fost izolată astăzi în nordul Greciei, sudul Serbiei, în munții Pindului, ăștia sunt armânii, și care la un moment dat, în timpul stăpânirii otomane, în timpul turcocrației, cum o numesc grecii, în ultima parte a secolului al XVIII-lea, au migrat în Imperiul Austriac pentru că în orașul lor, Moscopole, unde a funcționat de pildă o tiparniță în secolul al XVIII-lea, deci oameni preocupați de școală, de educație, un pașă s-a răzbunat asupra lor și localitatea a fost devastată. Și atunci marile familii de acolo au migrat, astăzi am spune, în Ungaria, Austria, Transilvania, Banat, nordul Serbiei. Gândiți-vă că dintr-o asemenea familie s-a născut el, familie de comercianți negustori. Familii înrudite cu a lui au fost altele care au făcut istorie în centrul Europei și o să vă dau câteva nume. Emanuel Gojdu era dintr-o familie de macedoni, sigur, ieri doar după tată, stabilită la Oradea. Baronul Sina, devenit mare bancher și cofondător al Băncii Austriei de la Viena, era verișor cu Șagună, de trei, dar ei aveau acest simțământ al rudeniei și se țineau de verișor, țineau legătura, aceste legături de neam. Și care a ajuns unul dintre primii, a spune, cinci cei mai bogați oameni din Imperiul Austriac, care a și scos la un moment dat Imperiul din faliment sau
din pragul falimentului. Cu alte cuvinte, ai incapacității de plată, ca să o traduc cumva într-un limbaj mai pe înțelesul celor, nouă, celor de astăzi. Familia Dumba, la fel banchieri din Viena. Familia Grabowski, unchiul lui, comerciant de vinuri și blănuri, unul dintre cei mai bogați, a cărui casă, palat, de fapt, se păstrează și astăzi în Budapesta. Familia Nacoș, aș putea să vă dau și alte multe exemple, oameni care s-au stabilit în orașe și au creat rețele de comerț și care au fost unite de spiritualitatea ortodoxă, pe care nu, la care n-au renunțat sub nicio formă, și de limba greacă, care era un fel de lingua franca, cum e engleza astăzi. Și uneori au fost percepuți de autoritățile austriece ca greci, deși ei, din punct de vedere etnic, nu erau greci. Dar pentru că aparțineau cultului bisericii orientale și totodată utilizau ca limbă de să zicem, afaceri, de business, limba greacă, au fost asimilați grecii, iar unii dintre ei s-au și asimilat grecilor. De pildă, baronul Sina, verișorul lui Shaguna, s-a implicat, știți că după 1822 s-a înființat Grecia modernă în urma unei revoluții. Eteria a fost și prin țările române și baronul Sina, de pildă, este fondator al Academiei de Științe a Greciei. Este cel care a dat banii pentru a se construi clădirea în care funcționează Academia de Științe a Greciei și e considerat patron al acestei academii, dar el era armân. Sigur, corespondența lui cu Shaguna este în limba germană. Deci, familia. Aceste valori fundamentale ale credinței și ale limbii, spiritualității, care de fapt se topeau într-un singură, să-i spun așa, fluviu. Ceea ce s-a întâmplat și la români, la strămoșii noștri în Ardeal, care au avut o sintagmă în secolul al XVIII-lea pentru a defini ce am spune astăzi cultura sau identitate culturală, lingvistică, etnică și religioasă. Românii din Transilvania, când intrau în raport cu alteritatea, deci cu celălalt care era diferit, mai ales cu autoritățile austriece, spuneau că au legea românească. Și în această lege românească, să știți că se cuprindea și etosul religios și cel etnic. Asta a fost una dintre coordonatele principale a lui Shaguna, pentru care el nu a fost dispus să facă niciun fel de compromis, iar cel mai elocvent moment se petrece în 1851, când blăjenii obțin mitropolia greco-catolică. Sigur, într-un context în care curtea reface relațiile ei tradiționale, istorice, puternice cu Sfântul Scaun, se merge spre semnarea unui concordat care s-a și semnat în 1855, uniții primesc mitropolie la Blaj, primesc alte două episcopii, una la Gherla și una la Lugoș, deși la Lugoș, de pildă, erau câteva parohii doar în zona Banatului, deci o episcopie prozelitistă, și ortodoxii nu primesc mitropolia. Și curtea îl mandatează, asta este reiez din informațiile coroborate din diverse surse, pe vicarul Șuluțiu, ajuns episcop la Blaj, să-l curtenească, folosesc un termen, pe episcopul Shaguna, care se bucura de o popularitate extraordinară după momentul 1848-49, când a fost ales președinte al Comitetului Național Român de la Blaj, deci am spune președinte al primului partid politic românesc, și 20 de ani a exercitat această funcție și de aceea este considerat liderul politic al românilor între 1848 și 1868. Au o întrevedere în care episcopul Șuluțiu nu îi spune altceva decât: uite, vrem să îți oferim scaunul de mitropolit. Dacă accepți să treci la unire cu Roma, la uniatism, și să tragi după tine toată comunitatea ortodoxă a Transilvaniei. La 1849-50, românii ajunseseră, după 150 de ani de uniatism, 60 de ani fără episcopie ortodoxă, să fie ca în jumătate ortodox și jumătate greco-catolici. Asta ne arată recensămintele. La nord de Mureș erau majoritar trecuse la uniatism, deci cu cât e mai departe legătura
sau munții Moldova, țara românească, cât sunt mai se îndepărtează, cu atât ortodoxia se răsfirează. Se diluează sau comunitățile au trecut la unii, la greco-catolicism. Și aici în sud au rămas ortodoxe. Are loc acest dialog și Shaguna îi dă o replică biblică pe care astăzi mulți istorici când o citesc nu o înțeleg. Pentru că nu cunosc izvorul Vechi Testament. Acum profesorul de Vechi Testament se uită așa la mine cu simpatic și când mă zice, nu se vede, dă tâlcuirea exegeza potrivită sau nu. Și Shaguna îi spune, eu nu-mi vând sufletul pe un blid de linte. Este replica pe care părinte nu i-o dă Isaac lui Esau, nu? În Vechiul Testament, de fapt, era vorba de dreptul de prim născut. Da? Deci eu nu vând sufletul pe un blid de linte și cu asta se încheie dialogul și se încheie orice fel de tatonare din partea autorităților bisericești și civile a lui Shaguna pe această temă, iar autoritățile, pentru că l-au perceput drept un pericol pentru Sfânta Unire, deci un om care deja se interpune în această mișcare încurajată de curte, după 1848 nu mai era fățiș, adică directă, nu mai era o presiune, dar era o încurajare tacită din partea autorităților să se treacă la uniatism, pentru că era religia împăratului. Uneori chestiunea aceasta era exploatată și politic și până la primul război mondial s-a mers cu această dialectică. În cabinetul imperial de la Viena, deci în Consiliul de Miniștri, se discută mutarea acestui episcop periculos cât mai departe de Ardeal. Și contele Leo Thun von Hohenstein propune la un moment dat, într-o ședință din martie 1851, împreună cu ministrul de interne Alexander von Bach, mutarea lui Shaguna la o episcopie sârbească, fie în Dalmația, care era cel mai departe, adică în Croația de astăzi, pe coasta Adriaticii, fie în Voievodina sau în Banat, unde nu era așa un mare pericol, pentru că acolo nu erau greco-catolici și nu avea, era clar că misiunea aceasta uniatistă nu va avea succes. Nu-l mută pentru că n-au vrut să facă feedback-ul, am spune astăzi, din Transilvania, de la raportele comisarilor poliției, raportul guvernatorului, încrederea împăratului. Au spus, nu, avem totuși nevoie de un om în care să știm că avem încredere, de un om loial, curții, el își dovedise loialitatea și atunci el rămâne pe loc. Dar visul lui, sau principala cauză pentru care a luptat, are de așteptat 15 ani, și anume mitropolia. Vedeți, ca să își îndeplinească toate aceste scopuri, țeluri, el avea nevoie să zidească pe ceva și a zidit pe doi piloni fundamentali. Educația lui și vocația lui sacerdotală, sacramentală. El a studiat în școala primară confesională de la Mișcolț. Acești macedoni, armâni și greci, peste tot pe unde s-au dus și au fondat mici comunități parohiale, lângă biserică și-au făcut o școală, unde învățau, desigur, astăzi lucrurile elementare, să scrie, să citească și să socotească. Deci vedem că ei au pus foarte mult accent pe educație. După aceea, el studiază la gimnaziu piarist din Pesta și la Universitatea din Pesta, studii de drept și de filozofie. Fiind acolo găzduit în casa unchiului său, Atanasie Grabowski. Atanasie Grabowski, v-am spus că era un negustor foarte bogat, care își permitea în casa lui să găzduiască cenaclul literare, serate literare, unde se întâlneau poeți, corifei școlii ardelene, boieri din țările române care treceau prin Pesta în drumul lor spre Paris, diverse personalități politice pe care Shaguna le-a cunoscut, a căror limbă a învățat-o. Deci, el s-a desăvârșit în ceea ce am spune astăzi. Studiu, pas cu pas, și foile matricole ne arată că a fost între eminenți, adică între cei mai buni, și în gimnaziu și la universitate. Și la 21 de ani, când termină universitatea, ia o decizie care pe contemporanii lui, colegii lui, între care s-a numărat de pildă baronul Iosef Eötvös, care a ajuns ministrul cultelor și învățământului, și fiul lui Laurent, este
o universitate din Budapesta îi poartă numele, deci unul dintre părinții fondatori ai Ungariei moderne, se miră cum, când ai putea să ajungi un alt funcționar, un avocat de succes, să câștigi foarte bine, să progresezi pe scară socială, tu iei decizia să te duci la un seminar teologic în Vârșeț. Adică de la Pesta până la 1873 sunt două orașe, Buda și Pesta. Și eu de aia numesc așa, că sunt poate istorici care urmăresc și vor cârcota și vor spune, domnule, folosești Budapesta pentru 1848. Și pleacă de acolo în Vârșeț. Deci ca și cum ai plecat de la, nu știu, de la Brașov la Rupea. Te-ai mutat din Brașov în Rupea. Nu vreau să jignesc pe nimeni, dar încerc să dau un exemplu să înțelegeți. La o margine de imperiu, ce să faci? Să studiezi teologie? Ce teologie ortodoxă? Să te faci popă? Pentru oamenii ăștia nu a fost de înțeles această decizie, dar știm dintr-o confesiune cu notă personală a lui Șaguna, pe care domnul profesor a amintit-o, că de, nu de 100, de 1000 de ori, dacă m-aș naște tot preot, m-aș face. Sigur, aici s-ar putea specula, unii istorici ar fi speculat, dar nu avem surse clare și nu putem să punem sub semnul întrebării vocația lui adevărată. A fost sau nu o vocație? A fost sau nu o pârghie de ascensiune socială? Pentru că clerul, în viața românilor și a sârbilor, în epocă, juca rolul cel mai important. Și mitropolit, un ierarh, devenea și lider al națiunii. Mitropoliții de la Karlovitz erau corespondenții direct în fața curții ai poporului pe care el le reprezentau. Modelul acesta Șaguna l-a aplicat în Transilvania. Deci, educația și vocația sacramentală, și să știți că vocația aceasta monastică și preoțească, el a luat-o în serios la modul cel mai onorant pentru el. Și dintr-o scrisoare adresată unui arhimandrit sârb, deci nu o lucrare cu caracter public, într-o scrisoare în care îi împărtășa câteva gânduri, răspunzând de fapt unor interpelări, el îi spune așa: viața mănăstirească nu este moartea, ci activitatea de contemplațiune a celor mai sfinte nisueli pentru perfecționarea călugărului în chemarea sa, spre care s-a deobligat el cu jurământ. Și așa strâns m-am ținut de chemarea și de regătoria mea, păzind ordinea bisericească, în și în afară de biserică, în și în afară de mănăstire, cu rugăciuni și cu studierea opurilor clasice ale sfinților părinți și a vieții sfinților, și iată că Dumnezeu nu m-a părăsit. Ține-te strâns și prea cinstia ta de chemareați și diregătoriați, studiază neîntrerupt și vei spori la mănăstirea cea frumoasă a Sfântului Todor Tiron ca un crin frumos, ceea ce îți poftesc din tot sufletul. Andrei Șaguna către arhimandritul mănăstirii Srem, Sibiu, 12 decembrie 1867. Deci, vedeți, el și-a asumat această vocație monastică. Deci călugăria n-a fost o rampă pentru episcopat, cum din nefericire a ajuns uneori în istoria bisericii. Pentru că a fost legată episcopatul de să fii monah. Efectiv, el e o pildă și din punctul acesta de vedere pentru călugări și pentru preoți. Să-ți asumi onest vocația și să o cultivi. Ați văzut cum? Rugăciune, dar nu doar rugăciune. El spune aici foarte clar: studierea operelor sfinților părinți. Deci, viața de rugăciune trebuie să fie dublată de împărtășirea din experiența părinților bisericii. Orizontul cultural al mitropolitului a fost unul foarte mare pentru epoca respectivă și în mod deosebit pentru contemporanii lui români, să știți, mai ales pentru ardeleni. Românii din Transilvania, dacă s-ar face, și s-au făcut unele studii sociologice, ne arată că au suferit de un complex de inferioritate față de sași, față de unguri, care în anumite epoci istorice i-au exploatat, i-au marginalizat, i-au batjocorit, i-au considerat niște suferiți. În germană, termenul pe care îl folosesc documente este geduldet, noi spunem asta toleranță, dar în epocă nu avea acest sens, ci de suferire, o plebe bună pentru a fi contribuabili. Că ei plăteau taxele și impozitele,
v-aș readuce aminte că aristocrația era scutită de taxe și de impozite. Sașii plăteau taxe și impozite pentru că ei nu au avut aristocrație. Mă refer acum de la secolul XVI încoace. Au avut niște greavă în epoca medievală, dar nu erau comparabil cu statutul unui nobil, de pildă unui conte Banfi sau unui baron Telechi, etc. Ori Andrei Șaguna nu a avut niciun complex de inferioritate față de acești oameni, pentru că a avut un orizont cultural foarte larg. Și asta ne-o dovedește, să știți, biblioteca lui și poliglotia lui, plus călătoriile. Un alt capitol prin care încerc să arăt anumite aspecte care nu au fost analizate până acum, sau nu au fost scoase în relief suficient în biografia mitropolitului Șaguna. Acest om, la modul cel mai onest, a fost pasionat de carte, de citit, de lectură, iar aș fi foarte de actualitate, nu? Câtă lume mai citește astăzi? Citim în presă, auzim pe la TV că România este cel mai prost în comparație cu toate statele din vecini, la capitolul piața cărții și a câte investiții se fac în această piață. Adică se citește foarte puțin, asta trebuie să, din păcate, e o realitate. Eu m-am uitat că circul cu trenul, n-am carnet, bunica soției mele spune că nu mi-am terminat școala. Doi din 10 oameni vezi cu o carte în mână. Ancheta mea așa mică, sociologică, în tren, vă spun. 2 din 10 îl vezi cu o carte în mână. Sau cu un ziar. Restul, pe telefon, se uită, vizualizează. E o realitate tristă, dureroasă și ar trebui să încercăm toți care suntem aici, părinți sau bunici, să ne îndemnăm nepoții, copiii, să citească, să le punem o carte bună în mână, de literatură, de, nu știu, oriceva. Să îndemnăm, nu agresiv, nu obsesiv, să pui opresiv. Să-i momești cu o carte bună să citească, pentru că altfel nu ne dezvoltăm nici psihologic, dar nici cultural, așa cum ar fi frumos să ajungă un om în această viață. Șaguna și-a cultivat, desigur că el a văzut în familie și a văzut la, de pildă, vă spuneam de unchiul lui Atanasie Grabovski. Atanasie Grabovski a fost un patron al tipografiei românești care funcționa pe lângă Universitatea din Buda. Și i-au fost dedicate anumite scrieri, anumiți poeți sau scriitori din epocă, i-au dedicat pe prima filă o poezie, din care reiese că el a sponsorizat, adică a dat banii tipăririi cărții respective. Deci el a văzut asta în familie și apoi a văzut la mitropolie la Karlovitz, care avea o bibliotecă foarte bogată, una dintre cele mai mari biblioteci din acest areal sud-est european, și el a urmat exemplu. Așa de bine cunoștea biblioteca din Karlovitz, pentru că a fost 3 ani de zile și bibliotecar alături de funcția de secretar al mitropolitului pe care a îndeplinit-o, încât la un moment dat într-o scrisoare către patriarhul Raiacici îi spune: mergeți în bibliotecă, la raftul cu tare, în partea stângă este o carte cu coperți verzi. Am spune astăzi un pidalion de canoane, adică o colecție de canoane. Acolo găsiți cartea. Deci inclusiv culoarea coperții. Și el a suferit teribil în 1849, când în contextul Revoluției și a războiului civil din Transilvania, între unguri și, pe de o parte, răsculați împotriva stăpânirii austriece și a împăratului, români, sași și armata imperială pe de cealaltă parte, generalul Bem, care a ajuns și aici la Brașov, că lângă aici am văzut o tablă unde scrie numele lui, a ocupat și Sibiu. Și în Sibiu s-a încartiruit, adică și-a așezat soldații. Unde? În reședința Episcopiei Ortodoxe. Ce au făcut soldații aia? Vreme de 3 săptămâni în martie, că era frig. Au făcut foc cu ce? Cu mobila, cu biblioteca episcopală și cu arhiva episcopală și a seminarului teologic. Și au făcut un genocid cultural, adică au distrus arhiva care dă mărturie, e memoria bisericii. De aceea noi nu avem la Sibiu surse înainte de 1849, pentru că au fost distruse în acele 3 săptămâni cât Bem a stat acolo. Tot în perioada respectivă, Timotei Cipariu, care a avut o bibliotecă iarăși formidabilă, de aproape 6.000 de volume, refugia de la Blaj,
crezând că la Sibiu va scăpa, a stat cu chirie într-o casă și el se plânge într-o scrisoare că i-au distrus, că n-a putut să fugă cu toate, n-avea mașină, vă dați seama, într-un car adus în câteva lăzi ce a putut la Râmnic. Dar majoritatea cărților s-au prăpădit, zice arhiepiscopul. Ei, așa s-a întâmplat cu cărțile lui Șaguna. Și el are o dare de seamă în fața sinodului din 1850 și o scrisoare către autorități în care spune, detaliază ce s-a întâmplat și spune că a fost nevoit când a venit în august 1849 de la Viena, s-a întors în Transilvania după 9 luni de zile, să stea cu chirie 3 luni până și-a pus la punct reședința, și-a cumpărat mobilă nouă de la Cluj și a început să refacă biblioteca. V-aș spune în paranteză, pentru cei care cunoaște Sibiu, că reședința episcopiei nu era unde e astăzi mitropolia. Reședința era pe actuala stradă Nicolae Bălcescu, la 3 clădiri lângă comandamentul general al trupelor imperiale austriece, de aceea probabil că acei soldați honvezi maghiari s-au pus acolo. Și acolo e tot a mitropoliei. Clădirea s-a pus o tablă, care marchează aici, a fost reședința episcopului Vasile Moga și apoi a mitropolitului Șaguna până în 1856, când el a mutat reședința în clădirea unde e astăzi. De ce? Pentru că peste drum de clădire era capela grecească. Sigur, în curtea interioară, cum e și aici, la dumneavoastră Brașov, în curtea interioară a unor case. Și pentru că sașii nu i-au dat terenul pe care el și-a dorit să construiască catedrala, adică unde e parcul Astra astăzi, venind cu tot felul de pretexte, el n-a zidit catedrala, de aceea un capitol am aici, un vis neîmplinit, unde detaliez pe baza surselor această chestiune. Și urmașii lui, care au strâns bani și au cumpărat toate clădirile, au dărâmat casele respective, clădirea, și au construit catedrala între 1902 și 1906. Pentru că miza care a fost? Să avem o biserică în centrul orașului. Să se vadă că noi românii nu mai suntem valahii aia disprețuiți, fără drepturi până la 1848. Tolerați, desconsiderați, schismatici pe deasupra, încăpățânați. Și suntem egal îndreptățiți, fii ai acestei patrii. Și nu vrem să îi înlăturăm pe ceilalți, ci vrem să fim la fel tratați ca și ei. Și asta a fost miza. Astăzi am denumit-o prin cuvântul demnitate. Nu știu câți între politicienii români mai au în vocabularul lor acest cuvânt. Mă uit de pildă la comisarul român de la Bruxelles. E o doamnă. Și el spune că Comisia Europeană, da, și mă gândesc asta, noastră nu sunteți româncă. Comisarul, eu fiind, vorbind germană, mă uit la comisar austriac, uneori în știrile din Germania și din Austria. Ăia nu vorbesc ca speaker ai neapărat ai comisiei, ci ei își reprezintă acolo și interesele statelor de unde vin. Adică, sau românii și Uniunea Europeană. Păi stai, noi nu suntem în Uniunea Europeană. Adică noi suntem o parte a acestei Uniuni. Noi trebuie să jucăm în ea și ne bucurăm că există acest proiect extraordinar politic, dar să nu crede că suntem undeva la margine, da? Suntem parte și să ne jucăm cartea până la capăt. Deci, cu alte cuvinte, să fii demn. Asta e altă lecție pe care Șaguna ne-o dă. Spunea și părintele că a fost un poliglot. Știți unde se văd acest detaliu? În corespondența lui Șaguna, sunt vreo 6.000 de scrisori în fondul Șaguna la mitropolie în Sibiu. Scrisori primite de Șaguna. În limba germană, cu grafie gotică, sau fractur shift, cum se numește în termeni de specialitate. Așa s-a scris până la Hitler. Hitler a dat un decret în care a zis, gata, de astăzi trecem toți la alfabetul latin. Nici măcar, spunea un profesor de la Viena, păi domnul Abrudan, ne-ați învățat fractur shift, dar să știți că sunt studenții noștri și colegi de care nu mai știu grafia asta. Cum de fapt și la noi sunt unii care nu știu grafia chirilică, adică nu pot citi un text publicat la 1850 în Brașov. Că e cu chirilică, dacă nu știi alfabetul. Deci germană, maghiară, sârbește, românește. Și era abonat în ultima parte a vieții la ziarul Le Figaro, care apărea la Paris. Între altele, el era abonat la mai multe ziare, cotidiane sau gazete care apăreau săptămânal sau lunar.
în Transilvania, în Ungaria sau în acest imperiu, dar și în afara lui, principatele române, sau vedeți, v-am spus, Le Figaro de la Paris, și el își nota cât costa abonamentul în agenda lui personală, pe care se, o putem studia, agendele lui se regăsesc la Sibiu și sunt cum avem și astăzi, agendele cu prog pe zi, luni, pe zile, doar că sunt un pic diferite. În loc de, nu știu, câți kilometri sunt între orașele din România, ai datele târgurilor, pe luni, pe ani, unde se țineau, ce fel de târguri erau, mă rog, în Transilvania. Și călătoriile. Să știți că nu e puțin lucru ca la 1850-1870, când cale ferată era numai până la Arad, abia în 1866 ajunge la Alba Iulia calea ferată, tu să te plimbi cu șareta pe frig, pe ploaie, pe vânt, sute de kilometri în Transilvania ca să-ți vizitezi parohiile din Bistrița, din zona Sălajului, să te duci la București, să ajungi la Suceava, să mergi până la Praga, să cobori la Viena, să mergi la Innsbruck, să mergi la Trieste și la Karlovitz, tot acest itinerariu să-l faci în șaretă, în caleașcă sau cu trenul. Nu era ușor. Și omul acesta dovedește o mobilitate extraordinară pentru epoca lui, urmărind scopurile bisericești sau politice ale națiunii și ale bisericii pe care el o reprezenta sau le-a reprezentat până la sfârșitul vieții. Și mai este un aspect pe care nu l-am amintit în carte, sper în ediția a doua să o fac. Bursierii, a fost amintit de părintele. Cumva, asta e un fel de postscriptum la biografia unui om, a unui lider. Pe lângă faptul că știa și era ferm convins din experiența proprie că educația este cea mai bună investiție de viitor, el a ajutat o serie de tineri proveniți din familii preoțești în mare, dar nu exclusiv preoțești, de regulă orfani, la studii, fie că vorbim de gimnaziile săsești sau maghiare din Transilvania, care erau atunci școlile cele mai înalte pe care Transilvania le-a avut, o universitate în Transilvania avem abia din 1872 la Cluj. Sigur că am avut academiile de drept de la Sibiu, de la Târgu Mureș, pe care el i-a sprijinit cu bani, cu banii lui. Aici ar fi iarăși o temă de reținut. Nu din banii instituției, nu din bugetul instituției pe care el o conducea, respectiv Episcopia Ortodoxă a Transilvaniei, după 1864 Mitropolia Românilor Ortodoxi din Ungaria și Transilvania, și din bănuții lui pe care i-a strâns cu greu și care la sfârșit, când a murit, i-a lăsat toți bisericii, o sumă foarte mare de bani, pentru că și-a făcut asigurare de viață. Iarăși un om care la 1864 își face asigurare de viață, nu știu, dintre aristocrați, mă refer la cei de rang cel mai înalt, dacă aveau așa ceva. Asigurare de viață nu oriunde, ca dovadă că gândea pe termen lung și prin prieteniile, legăturile lui cu bancherii timpului, știa mecanismul și a făcut asigurare la cea mai bună firmă de asigurare din Austria. Astăzi este în top 5 mondial de asigurări, pentru că era în Italia, la Trieste, Asigurazioni Generali, care în Italia, nefiind comunism, nu a fost distrusă și nu a fost naționalizată. Și am citit la un dat că este în primele firme din lume de asigurări de viață. Și a făcut asigurare de viață și s-a angajat să plătească și la sfârșit, când a murit, toți banii, 120.000 de florini, era o sumă enormă, a revenit bisericii. Dar bineînțeles că el în testament a spus exact cum să se împărțească suma asta pe fonduri, pentru ce? Pentru două episcopii noi înființânde, pentru preoți, pentru văduve, pentru școală, mă rog. Și cu toate acestea, el a găsit resurse să sponsorizeze. Și sunt eu pe baza agendelor lui, pentru că acolo notează câți bani i-a dat de pildă unui sau altuia, pentru că socotea cât costă cazarea, quartierul spunea la Viena, și masa la restaurant, nu la cantină. Spune 12 florini pe zi, pe lună, înmulțitor 12, cât iese? Și vreau să vă dau un exemplu, pentru că am scris despre el și îl cunosc foarte bine. El era conștient că făcând această investiție,
investiția se va întoarce pentru binele națiunii și a bisericii. El așa gândea, pe termen lung, nu scurt. Toți acești tineri pe care el i-a sponsorizat să facă școală, i-a ținut de fapt la școală, la Sibiu, la Viena, la Pesta, au ajuns avocați, au ajuns profesori, au ajuns medici, au ajuns judecători. Judecători chiar și la Înalta Curte de Casație și Justiție de la Budapesta. Și un exemplu este Iosif Gal. Iosif Gal era fiul protopopului de la Cluj, Gavril Gal, care a murit la 48 de ani în 1851. Și a rămas o văduvă, Carolina, cu 6 copii, 5 au ajuns la maturitate. Pe 2 dintre ei, cei mai mari, care aveau rezultate bune la Liceul Regesc din Cluj, deci am spune la Liceul de Stat din Cluj, el i-a susținut cu bani la seminarul teologic în Sibiu, deci le-a plătit cazarea și masa, și pe celălalt, pe Iosif, pe Ioan, care a ajuns protopop la Abrud, pentru că Șaguna, ca un tată bun, l-a însurat cu fica protopopului bătrân, Abesalom Popovici de acolo, și a creionat un traiectorie de viață. Iosif Gal, și pe el ar fi vrut să-l mărite cu fica unui avocat din Sibiu, dar nu l-a ascultat, și asta vedem din corespondența lui cu Pușcariul, care spune că Gal nu mai scrie și zice, nu vrea să se întâlnească cu cea pe care am pețit-o. Că zice, să uită după chipuri frumoase, dar a regreta. Și Iosif Gal se căsătorește cu o văduvă bătrână, Agora o chema, mă rog, dar dincolo de asta el ajunge, deci Șaguna i-a plătit studiile la Sibiu, la Academia de Drept, apoi la Viena, la Facultate de Drept, și a ajuns funcționar la Cancelarea Aulica Transilvaniei, care era organismul transilvanean de pe lângă Curtea de la Viena, și apoi a ajuns judecător la Budapesta și membru în Casa Magnaților, am spune, Camera Superioară a Parlamentului Maghiar, a fost al doilea român care a ajuns numit de împărat membru acolo, după Emanuel Gojdu. Gojdu a fost prieten cu Șaguna și Șaguna, să știți că se vede din corespondență, l-a convins să facă fundația. Deci fundația Gojdu, care a format elita românilor, care a făcut unirea la 18, se datorează lui Șaguna, care a tras atenția, nu-ți risipi tu banii, n-ai copii, ia fă o fundație. Ia pune-o sub cupola bisericii, care are statut organic și autonomă, nu se poate implica statul în poveste. Și așa s-a născut o fundație. Vedeți ce minte extraordinară. Și Iosif, acest Iosif Gal, deci v-am spus, ajunge în aceste funcții înalte și membru al Parlamentului de la Budapesta și, bineînțeles, intervine pentru cauza națională românească. El se stinge în 1912 și Clujan, fiind, ținând la orașul lui, se lasă prin testament să fie adus și îngropat în cimitirul central din Cluj, unde a făcut o criptă foarte frumoasă și a mutat și pe părinții lui și pe frații lui, mă rog. Și el a făcut la fel ca Gojdu, doar că e la o scară mai mică. O fundație, Agora Gal, care a dat burse unor elevi, zice, săraci de credință ortodoxă. Și aici vedem mărturia lor foarte. Unii astăzi ar putea să zică, domnule, erau exclusiviști. Nu, așa gândeau. Gândeau ei în parametrii de atunci. Cum gândeau și sașii, cum gândeau și maghiarii, cum gândeau și austriecii. Și acesta este darul pe care Dumnezeu l-a făcut bisericii și națiunii, mitropolitul Șaguna. Și când m-am gândit cum să ilustrez această carte, am zis, nu vreau să fie Șaguna nici prea, să zic, laic, dar nici prea ierar, ca să nu-i sperim nici pe unii, nici pe alții. Și tot m-am uitat prin tablouri, prin fotografii, ce l-a reprezentat cel mai bine pe el, ce ar transmite în posteritate, ce imagine l-ar întrucuipa cel mai bine, ca arc peste timp. Și am găsit că este tabloul lui Mișu Pop, care se păstrează aici la dumneavoastră, în Șcheii Brașovului, care de fapt inițial a fost în sala festivă a Colegiului Național, pe care, bineînțeles, pe comuniști a deranjat în 1948 și au scos-o de acolo. Ca noroc că nu s-a distrus. El ar trebui, am înțeles că va fi și restaurat, ceea ce mă bucură, și prin concursul părintului Sebastian și a domnului Ovidiu, care era mai înainte pe aici, am primit imaginea, cei de la editură au
pigulit-o din punct de vedere grafic, că mi-a și spus la un moment dat, că zice, mă, 3 ore am stat să-i pigulez barba, că avea niște pete tablou. Și zic, lasă că și tu, Vasile, dragă George, Dâncu, o să faci ca și episcopul Sașilor, Gheorghe Daniel Toici, care scrie un necrolog la moartea lui Șagulian. E cel care e reprezentat pe statuie în Sibiu, lângă Biserica Evanghelică. Și zice la sfârșit, dincolo de descrierea extraordinară pe care o face, zice, cine a văzut barba acestui bărbat nu o va uita niciodată. Și îl reprezintă pe episcopul Șaguna, nu oricum, ci purtând pe mantie și pe reverendă însemnele episcopale și însemnele sau emblemele lui baroniale, respectiv imperiale, primite de la împărat, pe care el le-a purtat, să știți, în cunoștință de cauză că reprezintă o biserică și nu că i s-au dat neapărat lui personal. Și când se plimba prin Sibiu așa, cu toate însemnele astea foarte frumoase, știa că el reprezintă o națiune care avea cam 800.000 de suflete ortodoxe și o biserică. Și Mișu Pop a realizat acest tablou deosebit, care, slavă Domnului, s-a păstrat până în ziua de astăzi, în care îl vedem pe Șaguna în splendoarea frumuseții lui. El a fost un bărbat frumos, a fost un om care s-a îngrijit și a fost un om iubit. Mă întreba un profesor la un moment dat la o conferință că domnul istoric, dar totuși acest bărbat extraordinar, a avut el ceva mândre pe undeva, pe acolo, pe lângă Sibiu. Și domn profesor, toate sursele pe care eu le-am consultat, inclusiv rapoartele poliției austriece, nu spun de așa ceva, nu, nici măcar nu lasă, nu fac trimitere posibilă la... Deci a fost un om curat din punctul acesta de vedere. Și el merită memoria lui merită să fie păstrată și dusă mai departe. Și eu spun că pentru națiunea română și pentru Biserica Ortodoxă în special, el este un etalon. Nu întâmplător, toți ierarhii de după el au purtat o anumită vestimentație, au încercat să se comporte într-un anumit fel. Protopopii, la rândul lor, au încercat să limite la scara lor regională, că unora le-a ieșit, altora nu le-a ieșit, asta e altă mâncare de pește. Ideea este că el reprezintă un om, o personalitate de foarte mare anvergură, care face cinste românilor, face cinste Transilvaniei, face cinste Europei Central-Orientale și care are un mesaj și pentru ziua de astăzi și cred că va avea și pentru mâine. Și această carte încearcă să îl readucă în atenția românilor din anul 2023. Eu vă mulțumesc foarte mult că m-ați ascultat. Sper că am fost suficient de logic și de clar, că n-am abuzat de timpul dumneavoastră. Dacă sunt comentarii, dacă sunt întrebări, cu dragă inimă, dacă părinții ne mai permit să rămânem în biserică, răspund. Dacă nu, să vă doresc multă sănătate. Dacă sunt studenți, am văzut câțiva sau doctoranți și tare mă bucur că este unul pe care l-am avut student la Cluj aici, domnul Manolache, când am predat niște seminarii la Facultatea de Teologie și era între cei mai buni studenți și o cinste pentru Brașov asta. Și pentru ei rămâne model în ceea ce înseamnă a persista și a iscodi biblioteca, cartea. A nu ne rezuma la, nu știu, spuma de pe tort, la Radio Șanț, asta să ne sună tuturor, a merge la surse, a ne documenta, ne informa din surse credibile și a acționa în cunoștință de cauză în orice domeniu de activitate am fi sau ne-am desfășura viața de zi cu zi. Deci un reper de demnitate, un reper de moralitate creștină, fără doar și poate, de deontologie clericală, preoțească, episcopală, arhierească, un om foarte smerit, pe de altă parte. Ne gândim că el a fost celebrat în 1870, dacă vă puteți gândi, dragii mei, în 1871, consistoriu, din dragoste, că îl respectau, îl iubeau în jurul lui, a fost un cult, au dorit să-i îl serbeze la 25 de ani de la venirea lui în Transilvania. Nu, ceva firesc, omenește vorbind. Peste 100 de invitați la hotelul Împăratul Romanilor în Sibiu. De ce îi spune așa? Pentru că acolo a stat împăratul Iosif al II-lea în călătoria lui prin Transilvania în 1773. Și știți ce a făcut Șaguna? Le-a răspuns lui Nicolae Popea,
Zice, dragul meu, eu vă mulțumesc, fătul meu, așa spunea, mă înșați, fătul meu, eu vă mulțumesc, dar tot ce am făcut pentru biserică și pentru națiunea română și nu-i meritul meu. Eu o să-i mulțumesc lui Dumnezeu în această zi cu post și rugăciune, retrăgându-mă la rășinari. Și ei l-au sărbătorit în lipsă. Asta e o lecție extraordinară pentru orice lider, laic sau bisericesc. Că vedem în ziua de astăzi, unii își înscenează propria lor sărbătoare. Deci acest om nu a fost un om mândru, așa cum unii l-au acuzat că îl vedeau, că purta aceste embleme și însemne. Repet, pentru el era o chestiune de demnitate a națiunii și a bisericii pe care el o reprezenta. În sinea lui, în sufletul lui, a fost un om smerit și asta se vede și prin testament, când a spus să fie prohodit de un singur preot, fără pompă și fără predică. V-am citat exact din testament. Deci rămâne un reper și de conduită creștină, de conduită de viață, un om care a fost smerit, dar nu fals. Când a fost vorba să, de demnitatea bisericii lui, de a poporului, a știut cum să reacționeze, cum să pună problema. Sigur, să fie ofensiv fără să ofenseze, să spună lucrurilor pe nume, să fie diplomat. Și, repet, eu consider că e un reper și e nevoie, sunt convins de asta, e nevoie de asemenea repere în istoria fiecărui popor. Și nu e un reper fabricat, cosmetizat de cineva, într-un anumit context, că vrei să și tu să ai pe cine. Nu, este un om care a existat. Dacă n-ar fi existat, poate că ar fi trebuit inventat, așa cum a spus un istoric despre Mihai Viteazul. Dacă n-ar fi existat Mihai Viteazul, românii ar fi trebuit să-l inventeze. Deci vă mulțumesc mult, încă o dată, mă iertați dacă am abuzat de timp și mulțumesc părinților, încă o dată, pentru dragostea lor, pentru atmosfera din această Sfântă Biserică, la Sfânta Liturghie dimineață, a fost așa de frumos, de plăcut, de firesc, mă gândeam, și corul așa de frumos a cântat și sper să revin și altădată și cu soția și cu fetele, să le transmit acest microb al microb dragostei față de istorie, de istorie adevărată, nu contrafactuală, nu contrafăcută cu bunele ei și cu mai puține bunele ei și să fie și o lecție în biserică pentru noi toți de cum poate cu adevărat un slujitor să-și se împlinească în vocația pe care o are de la Dumnezeu în mijlocul comunității pe care o slujește și o reprezintă. Vă mulțumesc! Nu ca să vă gândesc, dacă nu este îngătuit, acum 172 de ani, am vrut să zic și am uitat, pe 17 septembrie, după ce a săvârșit Sfânta Liturghie la Biserica Sfântul Nicolae, a venit și a pus piatra de temelie actualului colegiu, care poartă numele Colegiul Național Andrei Șagona. Are un cuvânt de-a dreptul fabulos, care pleacă de la sfinții pe care îi prăznuiește biserica astăzi, mai exact Sfânta Muceniță Sofia, împreună cu cele trei fiice ale sale. Și face o predică de trei pagini, fabuloasă, în care spune el la un moment dat acolo, le spunea celor de atunci, locul acesta sfânt și prea sfânt este. Și de aici pleacă el și spune totul. Și ce aș vrea să vă rămână așa la suflet, să știți că sub actuala clădire se află crucea pectorală a lui Șagona, pe care a pus-o el atunci, în 17 septembrie 1851. Gândul lui ca să ridice această națiune și astăzi, dacă mergeți la un moment, la începerea anului școlar, la sfârșitul anului școlar, Duhul lui Șagona se simte. Fantastic!
se spunea despre smerenia lui Shaguna. Așa este, când s-au împlinit 25 de ani de păstorire aici, în Transilvania, n-a vrut să participe, s-a retras să se roage. În ziua mormântării, doar duhovnicul lui i s-a îngăduit să participe la slujba mormântării, să îl prohodească, fără să-i se țină cuvânt. E vorba de German Bogdan, care își are mormântul la altarul bisericii din Zizin, pentru că de acolo se trăgea acest neam Bogdan, German Bogdan, care a fost și duhovnicul lui și duhovnicul seminarului. Se poate vorbi foarte mult despre acest om și, așa cum spunea și domnul cercetător, nu cred că se poate epuiza un subiect despre Shaguna. S-a scris foarte mult, se va scrie și tocmai este de aceea importantă cartea aceasta, că vine cu noutăți la ceea ce s-a scris până aici și nu găsim în celelalte scrieri, monografii pe care ni le-a reamintit. O teză foarte frumoasă, teza de doctorat, într-adevăr tradusă de Ica Junior, Eclesiologia lui Shaguna. Este de-a dreptul fantastic. Acest om a avut o viziune a bisericii, pe lângă faptul că a avut o viziune a națiunii, dar a avut o viziune a bisericii pentru a fi salvată Biserica Ortodoxă. Și mă bucur că a punctat un lucru foarte sensibil, în care i s-a propus să ajungă mitropolit unit. Pentru că a pomenit de acel lucru, aș vrea să vă spun așa, că în 1848, când în fruntea unei delegații s-a dus la Viena să apere drepturile românilor, o altă delegație condusă de celălalt episcop unit, Ioan Lemeni, care a trădat națiunea română în fața dietei de Transilvania. Și de aceea s-au și răzbunat, de ei au ars biblioteca și casa, palatul unde a venit Shaguna. Shaguna a trebuit la întoarcere să ocolească Ungaria, ca să vină înapoi. Un om de o demnitate fantastică. Guvernul de la Budapest, de la Pesta a lui Kossuth, atunci l-a și declarat persona non grata, exact, și dușman al națiunii române, al națiunii maghiare, cu toate că el nu a fost un dușman al națiunii, ca dovadă că le vorbea perfect limba și a avut o prietenie cu Iosef Edveș. Și există o scrisoare, așa numită scrisoare de împăciuire între maghiari și români, adică între Iancu. A fost o misiune trimisă de Kossuth în ultimul moment, adică în primăvara lui 49, când lucrurile erau clare după ce trupele țariste au intrat în Transilvania și în nordul Ungariei pentru a-i ajuta pe austrieci să năbușească această revoluție. Era evident că că revoluția se va sfârși. Ei au încercat o împăcare cu legiunile românești care și-aveau sediu în Munții Apuseni, conduse de Iancu. Și au trimis pe Ioan Dragoș, care era un deputat din zona Bihorului, a spune moderat, pentru compromisul cu maghiarii, să negocieze o aducere a românilor în siajul Revoluției Maghiare și o coparticipare, co-beligeranță a românilor, a legiunilor moțești, alături de unguri împotriva armatelor țariste. Și acolo se spune că guvernul de la Pesta este deschis, oferă clemență și iertare tuturor răzvrătiților valahi, pentru că rămăseseră fideli Vienei. Cu excepția unui singur om, Andrei Shaguna, care a făcut infamul gest de a chema în ajutor în Transilvania trupele țariste. Aici aș vrea să vă spun un lucru pe baza surselor, nu a minciunilor pe care mai ales istoriografia comunistă le-a scos în relief. În 1848, în decembrie, la Sibiu, guvernatorul civil și militar, contele Puchner,
a făcut apel la președintele Comitetului Național Român, Andrei Șaguna, și la președintele Comitetului Național Săsesc, Georg Müller, profesor la Academia de Drepturi, să meargă în Țara Românească, unde erau cantonate trupele țariste conduse de generalul Lüders, să le cheme în Transilvania pentru a ajuta garnizoana de la Sibiu, respectiv de la Brașov, de la Alba Iulia, să reziste în fața trupelor lui Bem. În 31 decembrie, Șaguna se urcă într-o sanie împreună cu Georg Müller și oierii din mărginime îl trec Carpații, nu pe la Câineni, unde era drumul, ci pe culmile numai de ei știute, ca să nu fie prinși de anumiți soldați. Și ajung chiar pe vechi, în ajunul Crăciunului, la București. Generalul Lüders îi primește, știm asta din trei surse. Deci certifică evenimentul. O sursă, nici o sursă, spun uneori istorici. Ce scrie Șaguna? Ce spune profesorul Müller? Și mai ales raportul generalului Lüders către țarul Nicolae I. Și spune că i-a primit cu multă empatie și i-a ascultat. Uite, am venit să cerem în numele națiunii săsești și române să interveniți în Transilvania, scopuri umanitare, să vin trupele răsculate. Ce se întâmpla? Se dăduseră foc la Reghin înainte. Deci niște crime, se întâmplă în războaie, da? Vă rugăm să interveniți ca să salvați societatea civilă. Și generalul lui de spune, da, noi am intervenit, dar nu am mandat de la țară pentru așa ceva. Acum că s-au publicat corespondența și între Puchner și primul ministru al Austriei, prințul Schwarzenberg, sau între comandantul general al trupelor austriece, mareșalul Windischgrätz, știm că românii și sași au fost folosiți ca pioni pentru a-i sensibiliza pe ruși, fără a angaja curtea de la Viena. Rușii au așteptat, deci țarul a așteptat din demnitate, din onoare, un apel al împăratului austriac. Da? Cum să intervenim noi într-un stat? Că vin niște români, cine? Cine vine să ne ceară în ajutor? Un episcop și un profesor? Dar cine sunteți voi? Și din această corespondență pe care v-am amintit-o, știm astăzi că ei au fost, știți, au încercat austriecii să scoată din foc nucile cu mâna acestor doi oameni, fără să angajeze imperiul. Și rușii nu au acceptat. Până când împăratul a făcut un gest, am spune astăzi, de umilință și a cerut oficial ajutor. Deci împăratul de la Viena a cerut oficial ajutor printr-o telegramă țarului. Și țarul atunci a intervenit. Sigur că era pregătit, pentru că țarul se temea că această revoluție sau ideile, măcar se vor difuza în imperiul țarist și nu i-ar fi convenit. Dar ei nu operau după cum gândim noi astăzi, onoarea, demnitatea, jucau un rol foarte important. Și ei au intervenit abia în primăvara lui 49, tocmai pentru că atunci li s-a solicitat oficial, când austriecii au ajuns la limită și ei și-au dat seama la nivel militar și politic că nu pot înfrânge Revoluția Maghiară. De fapt, Revoluția Maghiară care s-a transformat în 1849 într-o secesiune a Ungariei din cadrul Imperiului. Când Kossuth printr-o declarație și o hotărâre din Parlamentul Maghiar, a decretat abolirea monarhiei, depunerea Habsburgilor de pe tronul Ungariei și declararea Republicii. Deci separația de Ungaria. Și atunci, bineînțeles că nici austriecii, de aceea au și executat pe generali la Arad, au zis că nu mai au ce să discute cu ungurii care i-au depus de pe tronul, deci i-au detronat de pe tronul legitim al lor. Deci acesta este contextul, dacă nu-l cunoaștem, deci aceste corespondențe, dacă nu cunoaștem mandatele pe care ei le-au avut, am putea să-i facem astăzi, dintr-o tâmpenie, uite niște rusofili, cum ăsta, episcopul ortodox, da, cu profesorul Müller, s-au dus să... Nu. Deci ei au fost practic instrumentalizați de către Puchner, dar ei au făcut-o pentru cauza națiunii lor pe care ei le reprezentau. Repet, cunoșteau precedentul Reghin, cunoșteau și alte detalii care se petrecuseră și doreau să prevină ca Sibiu, Brașovul, Alba Iulia, Deva să treacă prin aceleași încercări. Sibiu a trecut și, din păcate, v-am spus, reședința episcopiei a fost distrusă. Poate v-aș mai spune încă un cap de acuzare, pentru că e important să-l știm,
este o minciună iară rostogolită de istoriografia marxistă, referitoare la cumva vina lui Șaguna de a fi arestat-o pe, vezi, doamne, o luptătoare pentru drepturile românilor, Ecaterina Varga în Munții Apuseni. Ecaterina Varga era din Aiud, era o doamnă care știa limbi, știa, aș fi dorit să-i ajute poate pe români, care se simțeau atunci exploatați cam mult de către fisc. Dar austriecii, să știți, au fost, și autoritățile au fost foarte sensibile după răscoala lui Horea, la orice nu răzmeriță, idee că s-ar pune la cale un protest în Munții Apuseni. Și atunci, în decembrie 1846, contele Telechi, care era guvernatorul Transilvaniei cu sediul la Cluj, a trimis lui Șaguna, tânărul vicar, o scrisoare în care îl mandata să meargă la Bucium, unde se știa că e epicentru acestei tinere care dorește să răscoale pe moți, și să ajute autoritățile să pacifice zona, să preîntâmpine un marș al armatei acolo care ar fi făcut prăpăd. El se duce de Bobotează lui 1847 la Bucium, împreună cu vicecomitele de la Aiud, slujește Sfânta Liturghie a Gheasma Mare, o invită pe această Ecaterina Varga în sanie, o răpește de acolo, o extrage de acolo și o predă autorităților, care o închid la Aiud, mă rog, și are loc un proces, nici până astăzi nu sunt publicate actele, dar acesta este contextul. Da? El este solicitat, mandatat, constrâns să acționeze în virtutea faptului că este liderul națiunii și capul bisericii. Că dacă nu, se va întâmpla așa, vom trimite armata, vom face tribunale și vom executa. Aceste scrisori parțial sunt publicate de Nicolae Popea. Pot fi citite, dacă ești binevoitor și dorești să înțelegi contextul faptelor. Și nu să pui în spate, să ai o lupă ideologică în a judeca, de fapt, și a condamna un om. Pe această chestiune, el a fost, să știți, declarat în istoriografia marxistă anii 50-60, el a fost considerat exponent al clasei exploatatoare moșerești, imperialist, cum vreți să-i spuneți, tocmai pentru că a acționat și au scos-o pe Ecaterina Varga ca mare eroină a moților, de doamna moților, i-au spus socialiștii. Dar faptele istorice asta ne spun. El a executat, putea să spunem, a executat un ordin. Să știți, așa cum la 1784, episcopul Gedeon Nichitiș de la Sibiu a executat ordinul guvernatorului Samuel von Brukenthal și s-a deplasat în Munții Apuseni la Abrud pentru a contribui la pacificarea spiritelor răsculaților. Da? Asta este, de fapt, realitatea. El a primit un mandat și știa că dacă nu-l execută, nu-și pune în pericol propria persoană și funcția pe care o exercita, ci și instituția pe care o reprezenta, adică biserica. E foarte important să cunoaștem aceste detalii pentru a nu cădea într-o plasă a celor care doresc să scuipe în obrazul lui Șaguna, și sunt destui care pescuiesc în ape tulburi din acestea și care încearcă să-i pună de gât diverse acuze mincinoase sau un adevăr rostit pe jumătate, care e tot o minciună. De fapt, o minciună mai mare decât adevărul rostit integral. Mulțumesc, Părinte, că a spus de ziua aceasta. Să știți că în discuția pe care am avut-o cu Părintele Cristian, când am stabilit data, la asta m-am gândit. Să fie 17 septembrie, pentru că e momentul celor 172 de ani de la punerea pietrei de temelie a Colegiului Național Andrei Șaguna. Mulțumesc tare frumos! Dacă sunt întrebări, dacă dorește cineva să pună întrebări, dar v-aș sugera să fie întrebările scurte, că răspunsurile sunt foarte lungi. Și atunci, cred că, dacă mai stăm așa vreo două ore, putem să începem miezonoptica, că Părintele e pregătit, am mai putut o privire, dacă mai face una în seara asta, suntem lați mâine toată lumea. Vom avea timp să ajungem unii la Cluj, alții până alte părți, unde mai trebuie. Deci dacă cineva dorește să pună o întrebare, sau cu tot dragul, așteptăm și ascultăm.
Dacă nu, vă invităm la autografe. Cărți sunt în spate. Cărți sunt în spate. Da, Vlad, vrei să spui ceva? Te rog. Mulțumim de această seară. Și eu mulțumesc. Mulțumim tuturor pentru participare. Vă rog să poftiți la autograf. Mulțumesc mult. Seara și bine ne-am reîntâlnit la această manifestație, la această lansare de carte. Este o bucurie să fim împreună cu Mircea, cu domnul cercetător Mircea Gheorghe Abrutan de la Cluj, cu o carte care suscită interesul pe măsură ce ne interesează nu doar istoria națională, ci în general istoria ca fapt, ca mărturie, ca memorie, ca personalități. Cred că trăim într-o lume în care imaginea personalităților se schimbă pe măsură ce nu reușim să înțelegem realitatea persoanei. Și realitatea persoanei vine dintr-un efort al acelei persoane de a fi, nu de a avea. Societatea în care trăim, cred eu, este legată mai mult de ceea ce are și nu de ceea ce este. De aceea am ținut foarte mult ca această carte să fie lansată și la Brașov, pentru că dacă vă uitați un pic pe YouTube și vedeți profilul domnului Mircea, vedeți că este prin toată țara, la orice manifestare mai serioasă, apare și domnul Mircea Gheorghe Abrutan, ca istoric, ca teolog, cu două doctorate, cu studii serioase de istorie, nu de toți întâmpinate pozitiv, dar pentru că într-o lume liberă, fiecare trebuie să aibă păreri despre fiecare. Dar cred că ce trebuie să înțelegem noi de multe ori este cine formează aceste păreri. De aceea astăzi este vorba despre Șacuna, un om care a avut păreri, care a fost o personalitate în sine și care a lăsat bisericii ca moștenire un stil despre care va vorbi astăzi Mircea și cu invitații, cu ceilalți invitații, dăm cuvântul Părintelui Protopop, Dânsul Gheorghe Benga, apoi domnul Virgil, apoi voi zice și eu vreo două vorbe și vă rog. Bună seara! Vă cer îngăduința să rămân totuși pe scaun pentru că nu știu ce s-a întâmplat, după masa aceasta mi s-a pus o durere așa de mijloc și aș prefera să stau așa. Și pentru că suntem mai apropiați așa dacă... Bună seara tuturor, bună seara invitatului nostru și domnului profesor. Este o onoare pentru că l-avem în mijloc astă seară pe domnul cercetător Mircea Abrutan și Tis cu mine, că e Gheorghe. Poate vă întrebați de ce încă o carte despre Șaguna. S-a scris foarte mult despre acest om care a creat o istorie, care a creat un stil, cum spunea Părintele, care a schimbat un destin al unei națiuni în Transilvania, într-o perioadă foarte delicată. Despre această perioadă chiar a și scris domnul Abrutan o teză de doctorat substanțială, vreo 900 și ceva de pagini. Și poate ne întrebăm de ce mai era nevoie de o carte despre Șaguna. S-au scris câteva monografii foarte bune, una chiar de ucenicul dânsului, Nicolae Popeia, de fapt, mai mult o colecție despre Șaguna, cea mai bună monografie, sigur, a lui Lupașca Român, dar eu consider cea lui Heath Kitchens, unul dintre americani care a scris extraordinar despre acest mitropolit Andrei Șaguna, un om care s-a luptat ca să ridice acest neam
repet, într-o perioadă foarte delicată. A iubit foarte mult Brașovul, Șaguna, pentru că a fost ajutat de brașoveni. Și biserica de aici este construită de un ucenic al lui Șaguna, cel care i-a fost o vreme secretar și care i-a și aranjat biblioteca. Este vorba despre Bartolomeu Baiulescu, despre care prea puțin știm, deși eu consider că a fost iarăși un om providențial, nu la nivelul lui Șaguna, dar în orice caz a făcut extraordinar pentru Brașov. În vremea lui a ridicat două școli, o școală de băieți, una de fete, aici în Brașov. A făcut o foaie de duminică, a înființat Casina Română, unde se adunau românii și luau informațiile din țara românească. Deci un om cu adevărat providențial, un adevărat ucenic al lui Șaguna. Ce să vă spun, eu cred că trebuie să-l las pe domnul profesor să ne spună despre Șaguna. Doar atât aș vrea să vă spun că este importantă această carte pentru noi, pentru că vine să îmbogățească această... acest personaj important din istoria neamului și a Bisericii Ortodoxe. Un om care a fost un diplomat. Eu spun că ce a făcut Șaguna, noi nu suntem în stare să continuăm. N-am fost în stare să continuăm. Deci omul ăsta a făcut în 25 de ani în Transilvania ce n-am reușit noi de la moartea lui Șaguna până astăzi să facem. Datorită statutului lui Șaguna, ca să vedeți ce creier, ce minte, ce diplomat a fost, într-o perioadă foarte grea, foarte dificilă pentru români, după 1864, când apare dualismul în Transilvania, dacă n-ar fi făcut acel statut care pentru români a fost Constituția românilor din Transilvania, poate nu mai eram astăzi. Și o spun cu responsabilitate. Deci a fost atât de abil, atât de diplomat, încât i-a bătut pe adversar cu armele lor. Scoțând acest statut, punându-l să-l aprobe și după aceea românii au putut fi salvați. Am atins doar un subiect din viața lui Șaguna. Sunt foarte multe. Gândiți-vă că în vremea lui Șaguna, Șaguna a scos 24 de manuale școlare. 24 de manuale școlare. Atunci când a venit el, noi aveam un abecedar și o aritmetică. În Transilvania. A trimis tineri să studieze la Viena. Și aceștia au venit după aceea și au fost autori de manuale școlare. Gândiți-vă, 24 de manuale școlare, să le faci așa în câțiva ani. A avut istețimea aceasta să aducă o tiparniță, pentru că era conștient de faptul că numai așa poate fi ridicat neamul acesta. Erau 300 și ceva de școli, când a murit el erau 800 de școli făcute. În fiecare parohie era o școală. Și numai așa a putut să fie ridicat acest neam de unde era în clipa în care a venit el în Transilvania. Sigur, sunt multe de spus, vom vedea și ne vom adapta după ce o să vorbească și ceilalți. Îi mulțumim tare mult pentru această carte, chiar este inedită și pentru mine, deși eu mă consideram la un moment dat că am citit mult despre Șaguna, dar... Când am răsfoit câteva pagini, că n-am avut așa vreme să o citesc cap-coadă, mi-am dat seama că, de fapt, nu știu mai nimic. De aceea este foarte importantă că vine cu multe noutăți. Mulțumim! Vă mulțumim! Mulțumim frumos! Îi dăm cuvântul domnul conferențiar, universitar doctor Vicent Borcan, la Facultatea de Litere din
Brașov. Bună seara, o să vă cer aceeași permisiune ca cea a Părintelui Protopop să rămână așezat, dar nu pentru că n-ar trebui să stau drept când vine vorba de Andrei și acum, ci pentru că emoția mă face să nu fiu prea stabil pe picioare. Un gânditor din secolul 20, considerat de unii drept cel mai important filozof din secolul 20, anume Ludwig Wittgenstein, a spus o frază esențială, și anume că despre ceea ce nu se poate vorbi cu îndreptățire, e mai bine să se tacă. Și era mai înțelept pentru mine să fi tăcut acum din mai multe motive. Odată pentru că personalitatea mitropolitului Andrei Șagona este copleșitoare. În al doilea rând, deși își refuză statutul de monografie, lucrarea domnului Mircea Abrudan epuizează subiectul mai bine ca orice altă monografie. Vorbim de 9 studii anterior publicate, plus încă un studiu inedit. Iar personalitatea mitropolitului e analizată la firul ierbii din absolut toate punctele de vedere. De exemplu, din punct de vedere etimologic, de unde provine numele. Și e citat aici lingvistul Teodor Capidan, care explică numele Șăgune, numele vechi al familiei, prin haină de lână de culoare albă sau neagră. Citez în continuare, rezultă astfel că Anastasiu Șaguna, numele de Mirean al mitropolitului, Anastasiu Șaguna, s-a născut și a crescut într-o ambianță aromânească, specifică orașului Mișcolț, care își cunoștea și cultiva atât identitatea lingvistică și etnică a romanității orientale, cât și pe cea eclezială și spirituală creștin-ortodoxă. Când el ajunge la Sibiu, e perceput ca un fel de extraterestru. Nu numai pentru că avea o viziune cu totul diferită și mult superioară contemporanilor lui ardeleni, ci chiar și pentru că felul în care vorbea îl făcea diferit. Și aici am în sprijin o altă observație a autorului, și anume, i s-a reproșat la un moment dat lui Andrei Șagona că nu ar vorbi prea bine românește. De fapt, el vorbea mai mult decât bine și iată un exemplu. Șaguna a dovedit o preocupare specială față de studiul limbii române, redactând în limba latină pentru elevii români ai școlii vârșețene, e vorba de episcopia de la Vârșeț, un manual de gramatică al limbii române rămas însă până astăzi în manuscris. Concluziile analizei realizate de Iacob Mârza asupra acestei lucrări demontează un mit istoriografic potrivit căruia Andrei Șaguna nu ar fi cunoscut și nici nu ar fi vorbit corect limba română în momentul venirii sale în Transilvania. Conținutul manuscriselor demonstrând tocmai contrariul, și anume că autorul poseda cunoștințe valoroase de gramatică română și latină, dovedind pricepere și talent în problemele gramaticale pe care le-a abordat în mod științific. Era firesc undeva, dată fiind de formația mea profesională, să mă atragă mai mult acest aspect. Dar e doar unul din multele. S-a vorbit aici, și nu vreau să intru în polemica contemporană foarte înveninată cu spitale, școli, catedrale. Dar eu nu știu dacă noi am construit în ultima 100 de ani 800 de școli, cum a făcut Șagona într-un fel de veac. Nu vreau nici să mă gândesc la aspectul presei tipărite contemporane, că deja cred că ne ia migrena pe toți, dar gândiți-vă că singurul ziar cu apariție neîntreruptă până în ziua de astăzi, și vorbim de două războaie mondiale și un regim comunist, este ziarul Telegraful Român, fondat de Andrei Șagona. Mi-e greu să vorbesc în măsura în care întâmplarea face să fiu și un absolvent al liceului Andrei Șagona și asta mă împovărează cu o responsabilitate și mai mare. Așa cum observă Mircea Abrudan, orice istorie, nu atât politică sau bisericească, pur și simplu orice istorie culturală a Transilvaniei de secolul XIX, nu poate face, nu are cum să facă abstracție de personalitatea mitropolitului Andrei Șaguna. El, de exemplu, pune foarte mult preț pe ceea ce se numea Chiriacodromion, adică cartea care conținea evangheliile duminicilor și cazanile la acele evanghelii și chiar
dă un ordin potrivit căruia preoții care nu foloseau, care nu citeau din Chiriacodromion să fie excluși din cler. Din punctul ăsta de vedere, eu cred că nu e deloc deplasat și el chiar a fost de altfel alăturat, nu e deloc deplasat să-l alăturăm pe, ca importanță pe Andrei Șaguna lui Antimivirianu, de exemplu. Ca să nu vorbim de alți mari ierarhi, cărturari și sfinți chiar între timp, canonizați, cum ar fi Varlaam sau Dosoftei. Deci, din orice unghi l-am privit pe mitropolit, el este inepuizabil și atunci cuvintele mele sunt inevitabil sărace, drept pentru care o să mă ascund după cuvintele foarte frumoase ale filozofului român, Lucian Blaga, care iată cum își amintește de copilăria lui. Numerele Andrei Șaguna, citesc, deșteaptă în sufletul meu o foarte veche amintire din cea din tâi copilărie. Mă duceam întâia oră la școală în satul natal. Pe un perete atârna un singur portret al unui om foarte bătrân, cu o barbă mare. Mi-am zis, trebuie să fie Dumnezeu Tatăl, adică bătrânul al cărui chip îl mai văzusem eu pe praporii bisericii. Când am început a silabisi, mare mi-a fost mirarea citind sub portret numele, Andrei Baron de Șaguna. Mult mai târziu, când pe băncile liceului am citit excelenta monografie a profesorului Ion Lupaș despre Andrei Șaguna, am înțeles că imaginația mea de copil greșise, ce-i drept, dar nu prea tare. Într-adevăr, nadirul istoric, nadirul e partea astronomică opusă zenitului, nadirul istoric era așa de adânc încât ortodoxia din Transilvania și poporul ei nu mai puteau să fie salvate prin propriile puteri. Numai printr-o intervenție a destinului, oarecum mai presus de conștiința românilor ardeleni, și printr-o intervenție care lua oarecum în răspăr voința dezorientată a acestora, s-ar mai fi putut găsi o scăpare. Sosirea omului a stârnit la Sibiu numai nedumerire și uluire. Cine era acest bărbat tânăr, în vârstă cam de 38 de ani, care venea de departe, aproape ca un trimis din altă lume, cu vorbe cam căutate, dar cu ochi ca două minuni? Și cu toate astea, pentru că îmi aduc aminte aici, e un alt context, îmi aduc aminte de spusele regretatului Petru Creția, marele eminescolog, care vorbind despre Eminescu și despre obiceiul ăsta interminabil, inepuizabil, de-al tot omagia și de-al tot evoca, spunea, nu vă mai preoțiți într-un Eminescu, mai degrabă citiți-l, cred că el și-ar fi dorit mai mult asta. Cu toată personalitatea asta copleșitoare și care invită la admirație, singurul sentiment legitim e cel de admirație și respect, era un om foarte smerit. Îi spune lui Nicolae Popea, discipolul lui, că și dacă ar trebui să mai trăiască de 100 de ori, tot preot s-ar face. Și nu trebuie să uităm nici testamentul lui, ultimele lui cuvinte prin care le cerea urmașilor să trăiască în unitate, spunea, nu vă sfădiți, dar să uităm și dorința testamentară de a nu avea alai de înmormântare, de a nu fi prohodit decât de duhovnicul lui și de nimeni altcineva. Ori această smerenie nu e deloc jucată sau trucată, e intrinsecă personalității mitropolitului despre care vorbim. Și aș încheia cu cuvintele vrednicului de amintire mitropolit Antonie Prămădeală, care vorbind despre Șaguna, spune: Șaguna a fost un dangă de clopot care a trezit din amorțire conștiințe și destine, a redat speranțe și vigoare, a pus plugul în brazdă și a desțelenit ceea ce amenința să devină pârloagă. Dacă ar fi să sintetizez într-o singură propoziție cartea distinsului nostru invitat, aș spune că reprezintă încercarea de a realiza imposibilul. Adică de a cuprinde în întregime o personalitate inepuizabilă. Și cu toate astea e o încercare reușită. Motiv pentru care nu pot decât să-l felicit și să mă bucur. Vă mulțumesc!